Aș vrea acum să ne oprim asupra unui subiect important. Trebuie să știți că în 2022 Mitropolia Basarabiei, sau mai bine zis în 2022, se împlinesc 30 de ani de când a fost reactivată Mitropolia Basarabiei în Republica Moldova și ne-am dorit să discutăm despre acest aspect. Alături de noi se află domnul Gheorghe Barbacaru, preot. Părinte, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să începem prin a vă ruga să ne povestiți, sau mai bine zis să ne explicați ce a însemnat acel an 1992, 14 septembrie, atunci când a fost reactivată Mitropolia Basarabiei în Republica Moldova. Și cum au fost cei 30 de ani care au urmat? Bine, știm cu toții că a fost o perioadă grea. Război din Transnistria, independența, multe lucruri noi, inclusiv înființarea Mitropoliei Basarabiei, un lucru nou. Deși s-a făcut dreptate și de asta se numește reînființarea Mitropoliei Basarabiei, pentru că a existat încă din perioada interbelică Mitropolia Basarabiei, dar acum s-a făcut doar dreptate, adică a fost reînființată pentru că din cauze politice nu s-a putut în perioada între 44 până în 92 să se înființeze această mitropolie, să se reînființeze sau să reactiveze. Cum să zic, să-și desfășoare în mod normal slujbele, să-și redeschidă bisericile, să pregătească viitori preoți și viitori dascăli și așa mai departe. A fost un moment greu, bineînțeles, cu multe incidente în perioada aceea, pentru că exista o opoziție din partea Bisericii Ruse pentru a se reînființa această metropolie. A existat chiar un schimb de scrisori între patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, și patriarhul Rusiei, Alexei al II-lea, pe această problemă, fiind multe nepotriviri în opiniile, adică patriarhia română avea o opinie și patriarhia rusă altă opinie și se ciocneau. Dar, în ciuda acestor probleme, totuși, mitropolitul Petru, care era pe atunci episcop de Bălți, a devenit locțitor al Mitropoliei Basarabiei și în felul ăsta s-a reînființat această mitropolie. Iar în 1995 chiar a devenit, nu locțitor, dar chiar mitropolit al Basarabiei, arhiepiscop al Chișinăului și exarh al Plaiilor. Asta este titulatura lui întreagă. Au fost 30 de ani în care Mitropolia Basarabiei a desfășurat activități filantropice, activități care să-i apropie pe oameni, cred, în primul rând, pe oameni de oameni să-i apropie. Ați putea să ne povestiți mai multe? Da, în primul rând există o colaborare strânsă cu Diaconia, este o organizație filantropică care sprijină toate parohiile Mitropoliei Basarabiei cu diferite proiecte de, nu știu, pentru cei mai vulnerabili în principal, adică hrană, haine, diferite excursii și așa mai departe. La aceasta participă, bineînțeles, toți preoții, sau aproape toți preoții Mitropoliei Basarabiei, se implică, ajută lumea care are probleme, în primul rând cei săraci. Și e de menționat și reînființarea celor două eparhii a Mitropoliei Basarabiei, adică a Basarabiei de Sud cu sediul la Cahul, acolo episcop este Preasfințitul Veniamin și în Bălți este Preasfințitul Antonie. Și în felul ăsta s-a refăcut într-un fel complet, adică Mitropolia Basarabiei cu cele două ramuri, Sud și Nord. Acea de Bălți, într-un fel, înlocuiește vechea episcopia Hotinului, acea din Sud, vechile episcopii ale Izmailului și a Cetății Albe. Aceasta din punct de vedere juridic mai mult. Din punct de vedere filantropic, în special colaborarea cu Diaconia. Părinte, în secolul ăsta al vitezei și în perioada asta în care toată lumea aleargă după ceva, cred că de multe ori nici noi nu știm după ce alergăm și ce vrem, cât de important este așa să ne mai oprim și
Cum facem să ne găsim liniștea sufletească? Eu cred că în secolul ăsta avem o șansă mai mare de a avea mai mult timp liber. Pentru că trăim mai bine, avem salarii mai bune, confortul este mult mai mare decât, să zicem, 50 de ani. Dar dacă mergem mai departe, lumea trăia foarte greu. Cred că nici un rege nu trăiește cum trăiește omul de rând de astăzi. Din 200-300 de ani în urmă, nu era lumină, nu era, nu știu, mașină, nu era avion, nu era nimic ce există astăzi. Adică lumea se bucură de foarte multe privilegii datorită dezvoltării tehnologice a omenirii. Și există săptămâna de lucru de 40 de ore, există atâtea lucruri, 2 zile de odihnă. Există foarte, avem toate condițiile să ne gândim și la alte lucruri. De exemplu, la cultură, la artă, la religie, să există după Sfânta Scriptură o zi închinată lui Dumnezeu, adică duminica. Și trebuie, mulți înțeleg că e închinată doar odihnei, dar e închinată și lui Dumnezeu. Adică, comunicând cu Dumnezeu, într-un fel ne odihnim de celelalte griji. Accesăm o altă latură a vieții, latura spirituală. Accesăm transcendentul. Noi trăim în imanent și mai avem nevoie și de transcendent, adică de Dumnezeu. Pentru că rutina asta a vieții ne copleșește de multe ori. Prea mult punem accentul pe material și avem nevoie și de spiritual. Pentru a fi mai buni, mai drepți, mai curați. Părinte, mulțumim frumos pentru prezență. Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mai așteptăm, să da. Știți. Mulțumim frumos. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și televiziunea și emisiunea și... Și telespectatorii. Și telespectatorii, da. Așa să fie. Doamne ajută, mulțumim frumos. Doamne ajută, da. Și